Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi vă voi prezenta telefonul Cubot Magic. Pe partea din spate a cutiei avem specificațiile principale, cum ar fi faptul că telefonul beneficiază de sticlă curbată, ce protejează ecranul, de asemenea mai avem un chipset MediaTek MT6737, ce vine la pachet cu un procesor quad-core ce urcă în frecvență până la 1,3 GHz. De asemenea, ecranul măsoară 5 inci în diagonală și are un panel IPS HD. De asemenea, pe partea din spate avem nu una, ci două camere foto de 13, respectiv 2 megapixeli, iar pe partea din față avem o cameră foto de 5 megapixeli. Telefonul este un dual SIM cu o baterie de 2600 de mAh, 3 GB de RAM și 16 GB spațiu de stocare. De asemenea, la capitolul conectivitate avem Wi-Fi, BG și N și Bluetooth 4.0. Și ca sistem de operare Android 7.0. Și acum haideți să deschidem cutia acestui telefon și să vedem ce regăsim înăuntrul acesteia. În primul rând avem telefonul, ce are o sticlă foarte interesantă pe partea din față, curbată pe toate laturile și are un design chiar plăcut. Cei de la Cubot ne-au inclus și o husă de protecție în pachet. De asemenea, în cutie mai avem și un manual de instrucțiuni, un quick start guide care ne va ajuta să pornim telefonul. Mai departe, să vedem ce alte accesorii mai avem în această cutie. Avem un cablu de încărcare și de transfer date și de asemenea mai avem și un încărcător cu o putere totală de încărcare de 1 A. Deci, încărcarea s-ar putea să dureze puțin în cazul acestui model. Telefonul rulează sistemul de operare Android 7.0 Nougat, ce nu vine la pachet cu foarte multe modificări aduse de producător, ba chiar dimpotrivă, interfața de utilizare este cea apropiată de ce oferă Google la momentul actual. În testul sintetic AnTuTu, telefonul s-a descurcat destul de bine și a reușit să scoată scorul de 29.699 de puncte. Acest scor se datorează în principal chipsetului MediaTek MT6735, acceleratorului grafic Mali T720 și al celor 3 GB memorie RAM. Telefonul Cubot Magic vine cu o husă la pachet. Haideți să o dăm jos. Și acum, pe partea din spate, putem observa camera foto duală cu senzori de 13, respectiv 2 megapixeli și blitzul flash dual. De asemenea, capacul din spate poate fi dat jos, dar noi nu vom face chestia asta chiar acum. Întoarcem telefonul și pe partea din față avem camera foto frontală cu un senzor de 5 megapixeli, earpiece-ul, senzorii pentru luminositate și proximitate și blitzul LED frontal. Ecranul măsoară 5 inci în diagonală și are o rezoluție de 1280x720 de pixeli. Sub ecran avem butoanele tactile pentru navigație, iar pe partea lateral dreaptă avem butonul on-off și rockerul de volum. Haideți să dăm și capacul din spate jos și să aruncăm o privire sub acesta, unde vom găsi sloturile pentru cartelele SIM, slotul pentru cardul microSD și bateria ce are o capacitate de 2600 de mAh. În partea de sus avem conectorul microUSB și mufa jack de 3,5 mm pentru conectarea căștilor. De asemenea, ecranul telefonului este protejat de o sticlă curbată la margini cu un aspect foarte plăcut și rama telefonului este alcătuită din metal, lucru ce oferă un aspect premium. În concluzie, telefonul Cubot Magic este un device entry-level ce oferă utilizatorului un finisaj plăcut. Pe partea din față, ecranul este acoperit de o sticlă curbată, rama telefonului este alcătuită din metal și înconjoară toate muchile acestuia, iar în pachet găsim și o husă de protecție de silicon. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!